un meniu de post, cartofi cu apa, ceapa și zarzavat, i-am pus la fiert. Sfecla roșie, am pus-o în borș. Frunzele de la sfeclă le-am tocat mărunt. După ce fierb cartofii bine, amestec, imediat vă arăt cum, pătrunjel și lobodă, frunzele de sfeclă, peste cartofii fierți, am adăugat sfecla fiartă și pusă în borș. Așteptăm să mai fiarbă un pic. După cum se observă, borșul fierbe, are o culoare foarte frumoasă. Adaug lobodă. Să mai fiarbă un pic. Dăm foc un pic mai mic. Borșul a mai fiert puțin. Și acum adaug pătrunjelul. Și închid rămazul. Așa arată ciorbița. Așa arată ciorbița de cartofi cu sfeclă roșie, un meniu de post foarte delicios. Vă doresc poftă bună!